Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevasta sa. Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Amin. În această seară am citit cuvântul Domnului, cuvânt care aduce în atenția noastră o descriere a evenimentelor petrecute cu ocazia venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu, a Domnului nostru Iisus Hristos. În centrul acestei relatări, regăsindu-se împlinirea uneia dintre cele mai frumoase, adânci, în detaliu, profeții mesianice. Este vorba de profeția adusă prin profetul Isaia, care anunța că Mesia se va naște prin miracol dumnezeiesc, se va naște fără participarea soțului, a tatălui pământesc. El se va naște dintr-o fecioară, printr-o lucrare miraculoasă făcută de Dumnezeu, o intervenție pe cale creaționistă care va suplini, va compensa absența tatălui pământesc, urmând ca cel care se va naște să fie om de plin, Dumnezeu de plin, fără păcat, cel drept, neprihănit, Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii. Numele Lui să fie slăvit în veci. S-a spus încă de la început, prin profetul Isaia, că Iisus va purta un nume încărcat de semnificație. Profetul Isaia spunea: și îi vor pune numele Emanuel, care, tradus, tălmăcit, înseamnă Dumnezeu este cu noi. Evanghelia după Matei preia această profeție zicând că toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. În seara aceasta, în seara de ajun, vă propun să rămânem la acest verset, să ne uităm la el cu multă atenție și, în mod deosebit, să zăbovim în dreptul acestei părți a versetului care anunță: și îi vor pune numele Emanuel. Noi am ales ca biserica aceasta să se numească Emanuel, cumva subliniind și proclamând însemnătatea acestei declarații. Îi vor pune numele Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu este cu noi. În urmă cu câteva zile, să fie o săptămână și jumătate, aproximativ, am avut bucuria să particip la o întâlnire la care ați participat și unii dintre dumneavoastră. S-au cântat acolo colinde, s-a vestit cuvântul Domnului și ceva din părtășia pe care am avut-o acolo a făcut să se dezvolte acest mesaj și să fie acum întreg în fața noastră, fie ca Domnul să mă ajute, să-mi dea putere, să-l pot împărtăși în fața dumneavoastră. Ce înseamnă oare acest Emanuel, Dumnezeu este cu noi? I-au întâlnit pe unii oameni foarte restrictivi, interpretând Dumnezeu este cu noi ca referindu-se la strict grupul lor. Emanuel, Dumnezeu înseamnă, e cu noi, adică cu noi ăștia de aici, nu cu cei din altă parte, cu noi ăștia de aici. Ca voi să vină altcineva și să spună, nu, n-aveți dreptate. Emanuel, Dumnezeu este cu noi, înseamnă cu totul altceva, cu noi cei de aici. Cu voi n-are nicio treabă, pe degeaba pretindeți că e cu voi, e cu noi, cu ăștia de aici. Ca voi să vină un al treilea grup și să spună, nu, altceva înseamnă Emanuel, e cu noi. Nici cu voi, nici cu voi, ci cu noi. Oamenii câteodată interpretează restrictiv, considerând că se justifică pretenția lor de a fi cu ei Dumnezeu și nu cu alții. Genul acesta de pretenție nu stă bine unor oameni smeriți, nu stă bine copiilor lui Dumnezeu. Prin această declarație, Dumnezeu este cu noi, ar trebui să privim o declarație universală. Dumnezeu este cu neamul omenesc. Dumnezeu este cu omenirea. Dumnezeu iubește lumea. Pentru lume a venit Fiul Său, Iisus Hristos. Așa că, încă de la început, trebuie să facem observația că Dumnezeu e cu noi, se referă noi de aici, este întreaga omenire. E Dumnezeu cu noi, slăvit să fie numele Lui. Vă propun să observăm în această declarație 4 înțelesuri. Ce înseamnă Emanuel, Dumnezeu este cu noi? 4 înțelesuri. Întâi de toate, Emanuel, adică Dumnezeu s-a făcut neam cu lumea, cu omenirea. Prin actul întrupării Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu s-a apropiat de omenire. S-a apropiat de omenire atât de mult încât și-a însușit natura omenească. El a fost, după cum citim în Scriptură, Fiul omului, om deplin. El n-a avut o aparență omenească. El a fost om, ca oricare dintre noi. A avut trup, a avut suflet, a cunoscut toate nevoile, toate trebuințele, slăbiciunile nepăcătoase ale naturii omenești, ca noi în toate, mai puțin păcatul. El a fost fără păcat, numele Domnului nostru Hristos să fie binecuvântat. Emanuel înseamnă că Dumnezeu s-a apropiat de oameni în acest fel, a trecut de partea oamenilor. Dumnezeu simpatizează cu lumea, dar nu simpatizează cu lumea prin revelații înfricoșătoare, descoperindu-se înfiorător, îngrozitor sau știu eu, tulburător în mijlocul oamenilor. Nu e așa cu noi. Nu e cu noi cum a fost cu Israel în pustiu, stâlpul acela de foc sau norul care îi acoperea, le ținea umbră de căldura soarelui, sau încălzea în frigul nopții. Nu cu noi, cum a fost cu Moise, cu Israel la darea legii, când s-a coborât pe munte și era tunet, fum, foc și era o înfricoșătoare și terifiantă imagine. Nu așa. Nu cu noi, printr-o apariție îngerească, un înger al lui Dumnezeu cu sabie învăpăiată să se pună acolo și să cărmuiască pe popor. Nu așa. Nu e cu noi nici măcar prin alianță, ca legământ. Adică s-a uitat la noi, își păstrează, se reține de partea lui, dar peste graniță, peste prăpastia dintre noi și el întinde mâna zicându-ne, sunt cu voi. Nu așa e cu noi. Nu e cu noi nici măcar printr-o relație de întovărășire, de prietenie, de legământ, deși există un legământ la mijloc. Dar temeiul acestui legământ cunoaște ceva foarte profund. Emanuel, Dumnezeu este cu noi, implică ceva foarte, foarte profund. L-am rugat pe Ionuț să mă ajute să ilustrăm gândul acesta. Păi te rog aici. Fratele Ionuț Morhan e unul dintre bărbați aceste biserici. Băieții de lui au cântat pe aici, o să facă legea în viitor. Ne cunoaștem de foarte mulți ani și între noi s-a așezat o relație de prietenie. Când stăm de vorbă unul cu altul, luăm de acolo, de unde am lăsat-o. Dar vă rog frumos să cugetați și noi doi împreună, la ce poate să însemne relația de prietenie dintre doi oameni? Închipuiți-vă că vă întâlniți cu un om străin pe stradă, nu l-ați văzut niciodată, nu știți cum îl cheamă. La omul acela te raportezi ca la un străin. Dar imaginează-ți că undeva, într-o țară străină, ce știu, poate în inima Africii, fără să știm unul de altul că suntem acolo, deodată dăm față în față unul cu altul, să zicem, pe o stradă în Nairobi. Cum ar fi? Wow! Doi prieteni s-au întâlnit. Relația dintre cei doi prieteni e o relație care are o poveste. E mult mai mult decât doi străini. Dar totuși e ceva ce relația dintre doi prieteni niciodată... Relația dintre doi prieteni nu ilustrează întruparea lui Iisus Hristos. Nu ilustrează nicicum. Emanuel, Dumnezeu e cu noi, nu e ca doi prieteni. Nu e cum a zis Dumnezeu lui Avram. Avram e prietenul meu. Acela este un stadiu de început al relației. Altceva a fost avut în vedere. Îl chem pe David până aici. David, tu cine ești? Poftim? Tu cine ești? Este băiat foarte îndrăzneț. David este unul dintre băieții fratelui Ionuț. Ionuț, vreau să spun o întrebare. Există o nuanță, există o diferență între felul în care percep relația cu mine și felul în care percep relația cu băiatul? Sigur, dar cer la pământ diferență. E o nuanță acolo? Da. Prietene una și tată fiu e altceva. E un pic amare, dar fă efortul să-l ții în brațe. Așa la piept. Tare sau mai? Invers. Invers aici. Vă rog frumos să vă uitați la această imagine. Știți ce înseamnă Emanuel? Dumnezeu este cu noi? Așa. Tatăl îl ține în brațe fiul. Asta e relație din neam. E o legătură de carne și sânge. Nu e o relație de alianță și de prietenie, ci o relație de carne și de sânge. Altfel îl simte. Așa simte Dumnezeu lumea. Cum îl simte Ionuț? E băiat. Și de aceea a zis că îi putem spune tată. Păi oameni buni, prin întruparea lui Iisus Hristos, actul întrupării lui Iisus Hristos înseamnă că Dumnezeu ia lumea în brațe și permite lumii să se uite la fața lui și să-i spună tată. Asta înseamnă Emanuel. O să-ți fie tot mai greu să-l ții în brațe. Păi cum crește? Mergeți la loc. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Așa cred că trebuie privită expresia Dumnezeu este cu noi. Cu noi în sensul de în cercul nostru, în familia noastră, părtași cărnii și sângelui nostru. Cum a spus Epistola către Evrei, capitolul 4, versetul 14 la 18, citim doar câteva versete, Evrei 2, 14, auziți, astfel, Evrei 2 cu 14, astfel, deoarece copiii sunt părtași cărnii și sângelui, tot așa, El însuși, Iisus, a fost deopotrivă părtaș la ele, la sânge și la carne, pentru ca prin moarte să nimicească pe Cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Și să izbăvească pe toți cei care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Și apoi cuvântul Domnului continuă. Ideea este că Emanuel implică această trecere a lui Dumnezeu de partea omenirii, prin simpatizare cu omenirea, mai e ceva ce e greu de exprimat. Dumnezeu e creator. El e infinit și nemărginit. Noi suntem mărginiți. Imaginați-vă, vă rog, un mare artist. Să zicem Leonardo da Vinci. Printre altele, a fost și un mare pictor. Mona Lisa este una dintre capodoperele sale. Am ezitat să proiectăm imaginea respectivă, mai bine când o proiectăm. Poate că unii ați văzut Mona Lisa. Pictura aceasta valorează câteva sute de milioane de euro. Artistul Da Vinci a pictat-o. Dar înainte ca pictura aceea să fie așezată pe pânză, cum ne-am imaginat că este aici, ea a fost în inima artistului. El a gândit-o, a conceput-o, ea s-a plăsmuit în geniul lui. Și după ce în geniul lui a fost gândită, concepută, prin măiestria lui de geniu a luat-o din el și prin mână, prin pensulă, prin culoare, a așezat-o pe pânză. Dar mă gândesc că limbajul l-a împiedicat pe artist să comunice exact ce a vrut. Limbajul este o piedică. Între artist și operă există o prăpastie. Limbajul își propune să o treacă. Trecerea desăvârșită ar fi dacă artistul a reușit să se facă pe sine opera lui. Dacă ar putea cumva să se facă pe sine pictură. Un mare arhitect poate să conceapă case, dar pe sine nu se poate face casă. Un muzician poate să compună piese, capodopere ale muzicii, dar nu se poate face pe sine piese. Un sculptor poate să sculpteze o statuie, să rămâi impresionat de ceea ce a făcut, dar între el și opera lui există o prăpastie. Nu poate trece. Prăpastia între geniu și operă a fost trecută în istoria omenirii, frați și surori, o singură dată. Nimeni până atunci și nimeni de atunci încoace n-a mai putut să o treacă. Trecerea a fost întruparea lui Iisus Hristos. Eveniment unic în istoria omenirii, când Creatorul, Făcătorul oamenilor, că toate, oamenii, toți, toate lucrurile, inclusiv oamenii, au fost făcuți prin El. Am ieșit din mintea Lui, din geniul Lui de Creator, binecuvântat să-i fie numele. Și după ce ne-a creat pe noi opera Lui, capodopera Lui, a zis, vreau și eu să fiu ca El. Și prin miracolul întrupării a trecut această prăpastie de ființă între El și noi. A trecut de partea noastră, s-a făcut om. Ca apoi să se spună, asta înseamnă Emanuel. E aici. Emanuel, Dumnezeu înseamnă, Dumnezeu este cu noi, implică, frați și surori, această trecere a lui Dumnezeu de partea omenirii. Această angajare în legământ a Creatorului să restaureze, să răscumpere, să salveze neamul omenesc. Emanuel, Dumnezeu este cu noi, implică acest gest extraordinar. Dumnezeu neam cu lumea. Neam cu lumea. În al doilea rând, Emanuel, Dumnezeu este cu noi, implică nu doar sensul că e neam cu noi, ci ceva decurge din asta. Dacă El a trecut de partea noastră, dacă El s-a identificat cu noi, dacă El a devenit unul dintre semenii noștri, dacă El a devenit carne ca a noastră, sânge ca al nostru, os ca ale noastre, dacă El, Creatorul, s-a întrupat și s-a făcut una cu noi, neam cu noi, înseamnă că El care a trecut din partea noastră, de partea noastră, ne dă un plus de valoare nouă tuturor, un plus de valoare la care n-am putut vreodată visa. Deodată ne ridică. Deodată în spațiile cosmice, în fața îngerilor, a demonilor, în fața întregii creații, neamul omenesc, care l-a jignit cel mai mult. Notați-vă, rog. Neamul omenesc l-a jignit cel mai mult. Deodată acest neam care s-a răzvrătit, opera lui, creația lui, care l-a jignit, prin trecerea lui de partea noastră, deodată căpătăm un plus de valoare care ne face și ne permite să ne ridicăm fruntea și să ne uităm spre cer cu speranță. Omenirea reprimește demnitatea pe care a pierdut-o când a păcătuit. Omenirea este cinstită de Dumnezeu. Oamenii luați ca persoane, ca indivizi, oriunde ar locui, orice ar crede, orice ar face, oricine ar fi, oricâți bani ar avea sau n-ar avea, câtă educație ar avea sau nu, nu contează. Indiferent de poporul de care se ține, de familia în care s-a născut, de limba pe care o vorbește, de religia pe care o are, că e ateu sau creștin, evlavios sau secular, laic, cum o fi, nu contează. Omul acela a căpătat un plus de valoare, o demnitate care e oferită generos de Dumnezeu prin faptul că Iisus Hristos s-a făcut om. Mă gândesc că la baza misiunii creștine printre neamuri se regăsește și întruparea. Și că la baza datoriei de a iubi pe semeni ca pe tine însuți se regăsește faptul că Iisus Hristos s-a întrupat. N-avem voie să ne uităm la semenii noștri de sus, vorba unui părinte bisericesc, numai odată când te apleci să-l ridici pe cel căzut. Numai atunci ai voie să te uiți la el de sus în jos. Oamenii au fost cinstiți de Dumnezeu și noi avem datoria să ne uităm la semenii noștri cu respect. S-ar putea ca forma în care se manifestă, cum să spun, persoana aceea, individul acela, viața lui, calitatea vieții lui să fie degradată de păcatele în care a trăit. Să fie ajuns la margine, la limite, să fie un om chinuit de patim, de pofte, de păcate, să nu ne placă deloc cum arată, să fie dezgustător după criteriile noastre. Dar dați-mi voi să vă spun ceva. Iisus Hristos a făcut om. Nu-i voie să ne uităm cu dispreț la niciun om. Cât ar fi ea de degradată, cât ar fi ea de depersonalizată, de schimonosită și sucită și deformată de păcatul în care a trăit, ființa aceea merită să fie respectată. Pentru că Iisus Hristos a fost om și la oameni trebuie să ne uităm prin ochii Tatălui Ceresc, care și-a văzut Fiul luând asupra sa păcatele întregii lumii și murind pentru oameni. Așa să ne ajute Dumnezeu. Emanuel, Dumnezeu este cu noi, implică și acest plus de valoare pe care îl primește fiecare om și dreptul de a fi iubit și respectat. Să nu uităm, Iisus Hristos s-a întrupat. Lucrarea Lui a continuat prin moartea Sa, prin învierea Sa, prin care au fost câștigate pentru noi oamenii har, mântuire veșnică, răscumpărare, iertare, înfiere, slăvit să fie în numele Domnului. Galateni, capitolul 4, versetul 4 până pe la versetul 7, despre asta spunea. Uitați, dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege. Uitați-vă la asta, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege. Bețivii, hoții, faptele lor îi aducea sub legea lui Dumnezeu și era condamnare. Plata păcatului este moartea. Oameni ajunși la limită, oameni care meritau să ajungă în iad ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege. Pentru ca să căpătăm înfierea. Și uitați ce urmează. și pentru că sunteți fii, aici este demnitatea redată, pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Și de acum ne uităm la fața Creatorului nostru, Dumnezeului cerului și al pământului și din pricina lui Iisus Hristos îi putem spune cu smerenie și în același timp încredere de copil, Tată. E neam cu noi și ne-a redat demnitatea. Slăvit să fie numele Lui. În al treilea rând, Emanuel, Dumnezeu este cu noi, implică ceva care se regăsește pe un alt palier. Dacă acest de-al doilea palier, redarea demnității, are de-a face cu noi ca ființe, ca indivizi, acest al treilea palier are de-a face cu lumea întreagă, ceva ce e dincolo de toate. Iisus Hristos, Domnul, a anunțat că împărăția lui Dumnezeu vine. Emanuel, Dumnezeu este cu noi, implică adevărul că împărăția lui Dumnezeu se arată printre oameni. Dumnezeu n-a abandonat lumea. El are un program pentru lume. Are un plan pentru lume. În inima Lui sunt gândite acțiuni rezervate, fapte, intervenții. În programul lui Dumnezeu este integrată, este cuprinsă omenirea. Există o împărăție a lui Dumnezeu care vine. Iisus a spus, Marcu 1,15, El zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Iisus Hristos a vestit că vine împărăția lui Dumnezeu. Mesajul acesta a fost vestit din vechime de proroci, reactualizat de Ioan Botezătorul care spunea aceleași cuvinte, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Domnul Iisus preia, confirmă, recunoaște afirmația făcută de Ioan și o prelungește zicând, s-a împlinit vremea, împărăția lui Dumnezeu este aproape. Iar când i-a învățat pe primii ucenici să se roage, le-a spus printre altele, când vă rugați să ziceți, vie împărăția ta, vie împărăția ta. Și cum a fost înțeleasă această venire a împărăției? Că s-ar putea să ne gândim aici doar la dimensiunea viitoare, escatologică, la venirea Domnului, la răpirea bisericii, la împărtășirea noastră cu slava cerească. Toate acestea sunt în programul lui Dumnezeu, dar mai e ceva până atunci. Cum a continuat Domnul să ne învețe să ne rugăm? Vie împărăția ta, facă-se voia ta, ca în cer, precum în cer și pe pământ. Există un program al lui Dumnezeu care se leagă de acest pământ. Emanuel, Dumnezeu este cu noi, implică această dimensiune. Dumnezeu s-a arătat prin Iisus Hristos aducând împărăția lui Dumnezeu. Există, cum spuneam, o dimensiune viitoare. Credem în ziua Domnului, în ziua de apoi. Iisus Hristos a spus de atâtea ori că va veni împărăția lui Dumnezeu, că e ceva ce se va arăta în slava aceea de atunci și noi ne pregătim și biserica așteaptă să vină Domnul. Dar până atunci, frați și surori, există acest Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Acest Emanuel, Dumnezeu este cu noi, se leagă de dimensiunea prezentă a împărăției lui Dumnezeu. Împărăție care e reală, nu e domeniu, nu e țară, e o realitate spirituală, e o realitate dinamică, e ceva real. Împărăția lui Dumnezeu e printre noi. În baza prezenței ei primim Duhul, căpătăm vindecare, iertare de păcate, că e prezent împreună cu noi, slăvit să fie Domnul. Într-o zi Domnul Iisus a zis, e consemnat în Matei 12, 28. Dacă eu, zicea Iisus, scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci a scos Iisus dracii. I-a scos. Și au zis, cum spune, uitați-vă la ceva real, a zis el. La ceva ce nu puteți nega. Eu scot afară dracii. Îi scot afară cu Duhul lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Care-i mesajul acestei realități? Împărăția lui Dumnezeu vă rog să observați trecutul, a venit. A venit peste voi, a dat năvală peste voi. peste neamul omenesc, peste societate, peste lume. Într-o zi s-au apropiat de el niște oameni, este consemnat în Evanghelia lui Luca 16, versetul 17, și, nu versetul 17, versetul 20 și 21, l-au întrebat pe Domnul zicând 17, 20 și 21. Fariseii au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, el a zis: împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel încât să izbească privirile. Nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este lăuntru vostru. Ce să însemne oare în lăuntru? Aici? Da și nu. Vă rog să observați cine l-a întrebat, versul 20. Te întorci înapoi. Fariseii, care l-au primit aceștia pe Iisus, sau erau ostili? Erau ostili, l-au întrebat ca să-l încurce. Cum oare acești farisei ostili lui Iisus s-ar încadra în versetul 21 ca Mântuitorul să spună împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru vostru, fariseilor ostili? Nu, în lăuntru vostru nu înseamnă aici în inimile voastre. În lăuntru vostru înseamnă aici grecescul entos hemon, adică printre voi. Printre voi, la dispoziția voastră, o prezență discretă, reală, o prezență vie, printre voi, la îndemâna voastră. Acest entos hemon, printre altele, era un vers într-o strofă dintr-un text grecesc, laic, o poezie, unul își pierduse cingătoarea și se ridica întrebarea unde e, și în următorul vers se zice entos hemon, e printre noi, e ca atunci când îți pierzi ochelarii și nu știi pe unde sunt, dar sunt undeva pe masă, la îndemână, în sensul acesta. Cela își pierduse cingătoarea și întrebarea era unde e și răspunsul e entos hemon, printre noi, adică la dispoziție, e în casă, nu o văd, dar e aici. 100% e aici, n-am scos-o afară din curte, aici în casă, nu o văd, dar e. Entos hemon e ceva asemănător. Împărăția lui Dumnezeu este printre noi. E la dispoziția noastră. De acum trebuie să-ți deschizi ochii bine, urechile bine, și să înțelegi mesajul. Chemarea, ea se arată prin opera Domnului nostru Iisus Hristos. E prelungită prin viața bisericii, prin propovăduirea bisericii. E în cântarea noastră și în rugăciunea noastră. E în rugăciunea ascultată, e în botezul cu Duhul Sfânt, e în predica rostită, e în Biblia pe care o citim, e în Dumnezeu care ne ridică povara păcatelor noastre și ne dă mântuirea, slăvit să fie în numele Lui. E o realitate vie, Dumnezeu are un program, Dumnezeu se gândește la ceva pentru lume. Frați și surori, dincolo de faptul că așteptăm venirea Domnului și trebuie să o așteptăm, e cheia întregii noastre existențe, să nu uităm. Aici, în acest segment de lume, până la venirea Lui, împărăția lui Dumnezeu e în biserica lui Dumnezeu. Și trebuie să o aducem în lume și viața oamenilor din lume să fie luminată de prezența acestei împărății arătată în poporul lui Dumnezeu. Poți, rogu-te, frate Titu, să pui următor. Uitați-vă aici. N-am știut cum să reflect, nu știu cum să zic, mai bine tac. Uneori o tăcută e cât două zise. Ce vedeți aici este reprezentarea grafică a înțelegerii, a concepției iudaice cu privire la împărăția lui Dumnezeu. Aici partea cu roșiu este veacul vechi, lumea veche. Și aici, în partea asta, la altă, nu știu ce culoare o fi, că am vrut să fie albastru, veacul cel nou. Așa vedeau ei, viacul acesta, viacul viitor, și acestea erau pe pământ. Viacul cel vechi, viacul viitor. Trecerea avea loc prin ceea ce se numește sfârșitul lumii, o intervenție a lui Dumnezeu, o judecată a lui Dumnezeu care curmă ordinea acestei lumi. Oamenii păcătoși sunt pierduți, sunt nimiciți, iar în cel nou sunt lăsați să intre doar cei drepți. Așa gândeau evrei. Aici va fi Mesia, rege, fiul lui David, aici o să fie învierea și toate celelalte, iar aici judecata. Ioan Botezătorul așa și-a închipuit istoria și lumea. Va veni veacul vechi, va fi sfârșitul veacului vechi și se va arăta împărăția lui Dumnezeu. Totul se va întâmpla cu sfârșitul lumii, în dreptul căruia sau despre care Ioan Botezătorul a gândit că va fi în săptămânile următoare. Așa a gândit. A venit Irod și l-a arestat în pușcărie. Probabil că Ioan a gândit ceva în genul sănătate bună. O săptămână, două, l-am văzut eu doar cu ochii mei pe Mesia, am văzut cerul deschis, l-am auzit, am văzut Duhul în chip de porumb coborându-se asupra lui, am auzit când a zis că împărăția este aproape, clar, el este Mesia, nu-i nimic, stau în pușcărie o săptămână, două, până când se împlinește ceea ce Dumnezeu a făgăduit și vine împărăția. Numai că a așteptat cam degeaba. Și tot așteptând, a căzut în îndoieli. Odată când niște ucenici de lui l-au vizitat, a trimis prin ei Domnul Iisus o întrebare. Ești tu acela care trebuie să vină sau să așteptăm pe altul? Adică prezența lui Iisus și opera lui Iisus nu se încadra în acest înțeles. Se anunța că împărăția a venit, că Iisus e acolo, că se întâmplă atâtea lucruri și totuși el era în temniță și romani în țară și Irod făcea ce voia cu el. Răspunsul lui Iisus a fost cu mare tâlc. Spuneți-i lui Ioan, orbii văd, șchiopii umblă, morți învie, leproșii scurățiți, săracilor li se predică Evanghelia. Fericere acela pentru care nu voi fi o pricină de poticnire. Dumnezeu aducea ceva nou. Pui următorul slide. Acel ceva nou era ceva de acest gen. Aici e lumea veche, asta e cea nouă. Sau ca să rămânem pe asta e cea nouă, asta e cea veche. Ca să vină cea nouă, nu trebuie să dispară cea veche, ci cea nouă trece peste cea veche și o suprapune. N-are loc sfârșitul lumii ca să se arate mântuirea. Nu-i nevoie să fie judecata de apoi ca să vină iertare, ca să vină restaurare, ca să vină vindecare, ca să vină de la Dumnezeu acest ceas al mântuirii. Și împărăția lui Dumnezeu intră, se suprapune, invadează veacul acesta vechi și se arată prin lucrarea lui Iisus Hristos. Ori, frații mei, Emanuel, Dumnezeu este cu noi, înseamnă asta. E aici. Și de acum, când ne ducem la muncă, trebuie să ne ducem ca unii care suntem conștienți că aparținem împărăției lui Dumnezeu. La școală aparținem împărăției lui Dumnezeu. Când facem misiune, noi suntem trimiși în împărăția lui Dumnezeu, în întunericul acestei lumi. Versetul, țara în care locuiește întunericul, veacul ăsta vechi, vede lumină, asta e. E biserica lui Iisus Hristos lăsată pe pământ până la răpire. Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Această viziune asupra omenirii, asupra istoriei omenirii, ne face să ne vedem viața de pe pământ cu rost. Nu suntem aici străini și călători. Nu. Suntem aici, copiii lui Dumnezeu, aparținând unei ordini pe care Dumnezeu a intenționat-o, trecători în sensul de muritori, străini în sensul că patria noastră este în cer, dar cum am mai zis odată citându-l pe Nicolae Steinhardt, nu turiști, nu turiști, avem un rost. Așa că oameni buni trebuie să punem mâna cu amândouă brațele oțelite și să ne facem lucrarea, rostul rânduit de Dumnezeu în această lume. Așa cum Iisus Hristos a împlinit misiunea și apostolii și noi să facem. Cu un ochi pe împărăția lui Dumnezeu și cu unul pe ogor, înțelegând că aici avem o misiune. Emanuel, Dumnezeu este cu noi, implică acest al treilea înțeles. Și mai e un înțeles, al patrulea. Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Înseamnă că Dumnezeu vrea să formeze un popor nou. Când l-a trimis în lume pe Fiul Său, când de aici, din veacul cel nou, din slăvile sale, a trecut peste prăpastie și s-a arătat în lume, a făcut-o cu un scop. Din lumea asta pierdută a vrut să formeze un popor nou. Un neam nou. A vrut să pună ochii pe bărbați, pe femei, pe fete, pe feciori, pe copii, pe bătrâni. A vrut să răscumpere din orice neam, din orice limbă, familii, oameni, suflete, pe care să și le apropie, pe care să le curățească de păcate, în care să pună Duhul Lui, peste care să-și arunce mantaua și să-i facă fii și fiice. Un neam sfânt, o preoție împărătească, un popor care să-i poarte numele și care, cum spunea Pavel, să fie plin de râvnă pentru fapte bune. Emanuel, Dumnezeu este cu noi, implică și această parte. Dumnezeu vrea să-și facă un popor. Acest fapt este scris chiar în pasajul pe care l-am citit, zicându-i lui Iosif despre taina sarcinii logodicei sale, Maria, îngerul a zis: ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Dumnezeu are în plan să-și facă un popor. Frații mei, peste noi cei prezenți a căzut această alegere. E onoarea supremă să știi asta, să primești asta, să urmezi lui Iisus ca ucenic, să fii a Lui, parte din poporul Lui, este onoarea supremă. Dacă prin actul întrupării omenirea a primit demnitatea pierdută prin păcat, acum prin înfiere se primește o demnitate superioară, dreptul de a aparține poporului lui Dumnezeu. Asta este onoarea celor ce cred în Iisus. Marea întrebare este: noi, dumneavoastră, aparțineți acestui popor? Mă amintesc de mesajul de duminica trecută. Nu creștini după firea pământească, ci creștini după Duhul. Aparții tu poporului lui Dumnezeu? Printre multe altele vei ști că aparții și din aceea că îți vei dori să trăiești o viață curată. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și cine rostește numele Domnului să se ferească în nelegiuire. Emanuel, Dumnezeu este cu noi, implică și acest program. Dumnezeu vrea să-și facă un popor. Iar noi cei prezenți și alții ca noi, atâtea și atâtea biserici, atâtea și atâtea oameni, binecuvântați sunteți că în seara aceasta la biserică auzim împreună aceste cuvinte. Că e cu noi, cu lumea, Dumnezeu s-a făcut neam cu noi, împărăția Lui se arată printre noi și El vrea să-și facă un popor în care ne invită. Notez prezența fratelui Andy. Domnul să vă binecuvânteze. Domnul să vă binecuvânteze. Mă bucur foarte mult să fiți împreună, familia Stânia. Cum a fost? Acum vorbesc cu dumneavoastră, mă scuză, soția. Cum a fost când ați obținut cetățenia Statelor Unite? Ce simțământ! Păi dați-mi voi să vă spun aici ceva. Dacă noi am pierdut ceva în 30 de ani de la Revoluție încoace, am pierdut patriotismul. Ne-am pierdut patriotismul. Nu, ne rușine că suntem români. Nu trebuie să pierdem patriotismul. Când am fost la convenție acolo la voi, la Phoenix, când s-a cântat imnul Statelor Unite, i-am văzut pe elevi, pe fete și băieți sărind în picioare și cu mâna la piept. Fanfara a intonat imnul Statelor Unite. Când s-a cântat imnul României, probabil că nu l-au cunoscut. N-a fost reacție. Ne-am pierdut patriotismul. Ne-e rușine că suntem români. Ne-am dat viața pentru țara și poporul acesta. Eu n-am pierdut patriotismul. Și să nu-l pierdeți nici dumneavoastră. Dar mă întorc. De primit cetățenia aceea, frate Andy. Dar auziți, aici vorbim de altă cetățenie. În împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu are acest program, vrea să-și apropie un popor și ne cheamă să fim cetățeni în această împărăție, în această națiune, popor nou. Numărul celor mântuiți. Știți cum se depune candidatura? Pocăință, credință în Iisus Hristos și botez. Doamne ajută! Merg spre încheiere. Eu am o nepoțică cu minte. Într-o joi seara, cred că v-am împărtășit că așa s-a creat atunci gândul. Acum e altă împrejurare. Pe fetița asta o cheamă Carla. E fâșneață, e un pic peste vârsta ei, la minte. Avea vreo 3 ani pe acolo, când în vizită la părinții mei, în Bihor fiind, se lăsase seara și n-a mai vrut să stea afară. A început să plângă, că-i frică de întuneric și a făcut răboi, că ne-a băgat pe toți în casă. Deși am fi vrut să stăm acolo pe banca și la răcoare să vorbim. Dar plângând ne-am dus cu toții înăuntru. A adormit, a venit noaptea, a trecut și noaptea, a doua zi, ea când s-a trezit era deja soarele sus, bine. Cum a ieșit din casă, așa, în curte, îmi zice, onchiunelu, unde-i întunericul? Aseară tare o speriase întunericul și acum nu mai era. Unde-i întunericul? Răspunde unui copil de 3 ani unde-i întunericul. Mi-am dat o idee. Zic, vezi soarele acolo de după deal? Da. A ieșit de după deal și-o fugărit întunericul. Așa s-o speriat întunericul că o luat-o la fugă. Și nu mai îi. Dar n-am scăpat, îmi zice ea, și unde s-a ascuns? Întunericul. În pivniță după ușă. Hai că ți-arăt. Și ne-am dus în pivniță, deschis ușa și sigur că după ușă în pivniță e întuneric. Când l-a văzut acolo, s-a speriat așa un pic, a ieșit iute afară și în gură mare, bunii Anna, către mama. Soarele a fugărit întunericul și l-a ascuns și el s-a ascuns în pivniță după ușă. Foarte frumos. La vreo lună, 2, în vizită în Oradea fiind, am mers și pe la sora mea, puștoaica, mă ia așa discret și spune, unchiunelu, știi unde s-o mai ascuns întunericul? Unde? După dulap la tati, în cameră. Și m-a dus cu ea să mă uit după dulap să văd că era acolo și era întuneric, acolo. Știți, Iisus a arătat soarele neprihănirii în țara în care locuiește întunericul, ca să fugărească întunericul. Dar am impresia că s-a ascuns pe undeva. Și că avem noi uși prin pivnițele vieții, după dulapurile din tainele cămărilor noastre sufletești, unde am dosit întunericul. Nu pot încheia în această seară fără să vă îndemn să cugetăm la aceste unghiere. Chiar dacă soarele e pe cer, e ziua în amiaza mare, de acolo după uși, acolo unde numai noi știm, în unghiere, e noapte. Gândiți-vă la asta. Emanuel, Dumnezeu este cu noi, implică să lăsăm ca această lumină a soarelui care răsare din înălțime, nu la orizont, înălțime, Mesia, să spulbere aceste tuneric.